Într-o societate diversă, toți membrii acesteia trebuie să se simtă capabili de a lua parte la viața civică a statului. Cetățenii sunt mult mai implicați în viața publică atunci când nevoile și aspirațiile lor sunt reflectate în politicile și legile statului. În statele în care atât reprezentanții grupurilor minoritare, cât și a populației majoritare participă în mod egal la procesele de luare a deciziilor, aceste decizii sunt, de regulă, mai inclusive și acceptate de către toți cei implicați. Astfel de state tind să aibă un grad mai mare de transparență și de responsabilitate față de cetățenii săi, factori care contribuie la construirea unor societăți pașnice și stabile. Înaltul comisar OSCE pentru minorități naționale, prin recomandările sale de la Lund, privind participarea efectivă a minorităților naționale la viața publică, oferă îndrumări statelor cu privire la asigurarea dreptului de participare și reprezentare a tuturor cetățenilor, fără discriminare în cadrul organelor elective, a structurilor executive, în instanțele de judecată și în serviciul public. Încurajarea cetățenilor să-și exercite dreptul de vot și să participe la concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice. Acest lucru este relevant atât pentru autoritățile publice de nivel local și regional, cât și pentru administrația publică centrală. Asigurarea unui nivel ridicat de reprezentare a diversității din societate în administrația publică și în organismele de luare a deciziilor. În cazul în care există anumite bariere care împiedică participarea efectivă la viața publică, acestea trebuie identificate și eliminate. Doar atunci când toți cetățenii, atât reprezentanți ai grupurilor minoritare, cât și a populației majoritare, femei și bărbați deopotrivă, vor fi capabili să-și exprime opinia și să fie auziți, rezultatele deciziilor luate în mod democratic vor fi cu adevărat reprezentative pentru întreaga societate.